justificare. În tot cursul acestui an am încercat să explic interlocutorilor europeni, Comisiei Europene și experților care au venit că sistemul judiciar din România a ajuns la un grad de maturitate în care, indiferent de existența sau inexistența voinței politice cu privire la o justiție independentă, drumul înapoi să nu mai poată fi făcut. Și reafirm astăzi, fără să am niciun fel de ezitare, că justiția din România a atins acest nivel în care să nu mai poată fi influențată politic.